I-a lăsat vicecampioni și i-a găsit aproape la jumătatea clasamentului Ligii 1. Petre Grigoraș le transmite gorjenilor să-și ia gândul de la o revenire rapidă a pandurilor. Că echipa a fost într-un picaj continuu, au observat și suporterii în urma meciurilor disputate pe teren propriu. Acum, cel care spulberă orice speranță este chiar antrenorul echipei. Grigoraș crede că abia la vară se poate pronunța în privința unor noi performanțe, pentru că în acest moment pandurii Târgu Jiu nu mai poate spera la niciun obiectiv. Pentru mine nu era nicio șansă, n-am vrut să spun, dar șansele erau aproape compromise, trebuie să recunoaștem, atâta timp când nu reușești să câștigi un meci pe teren propriu, ce rost are să te mai gândești la șanse decât pe europene? Nici schimbarea n-a adus niciun eveniment în jocul echipei și în rezultat pe teren propriu, așa că momentan, am spus de când am venit aici, nu pot să promit absolut nimic, singurul lucru pe care îl promit, voi face tot posibilul să schimb cât de cât filozofia de joc așa cum îmi place mie, dar lucrul ăsta va dura și nu știu dacă rezultatele imediate vor fi unele favorabile. Până în vară, jucătorii vor fi sub evaluare, dat fiind faptul că la vară contractele mai multor panduri vor expira. Petre Grigoraș vrea să vadă dacă merită sau nu să-i mai țină la echipă. Voi încerca chiar să dau șanse mai multor jucători pentru a-i vedea la locul. Pentru a avea o părere și o opinie clară despre ei până la finalul sezonului. Sunt jucători mulți care își încheie contractele cu colaborarea cu clubul în 2014 și în vară. Au unii dintre ei opțiuni de prelungire, iar pentru asta, ca să iei o decizie, trebuie să-i vezi, trebuie să-i cunoști și la sfârșit, când tragem linie, să vedem. Punem în aplicare opțiunile de cumpărare sau nu. Pandurii Târgu Jiu joacă sâmbătă cu FC Vaslui în deplasare. Dacă seria înfrângerilor continuă, Pandurii poate rata chiar și un loc în primele 6 echipe ale campionatului.